marginalizat, practic. Deci trebuie să-i se dea un alt rol mult mai important. Nu cum umblăm acum pe jos și vedem doi. Nu vreau să zic că unul cu sapă, unul cu mapă. Da? Prea mult paralelism există și prea multă putere i s-a dat poliției locale, care se suprapune, practic, cu atribuțiunile Ministerului de Interne. Deci nu cred că unii dintre dumneavoastră, mă rog, lucrați în presă, dar foarte mulți s-au trezit cu o amendă așa pe nepusă masă, lipită cu un scoci care avea de zipești. Și din punctul ăsta de vedere, eu vreau să spun că poliția locală, de fapt asta este, deci trebuie să ajungă să servească cetățeanul cu adevărat. Deci nu să păzească anumite obiective care n-au nimic de a face. Deci, în primul rând, școlile, mă refer la școli. Da? Unde se întâmplă foarte multe. De la clasele primare până la clasele de liceu. Și știți foarte bine, nu am de ce să mă ascund și poate că găsesc tot felul de alte comentarii. Deci știm fiecare că poliția comunitară ce fel de oameni sunt. Deci pregătiți.